Un sfert din solicitările depuse la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj pentru acordarea vizelor de securitate la incendiu au fost respinse în primele 9 luni ale acestui an. Pe de altă parte, pompierii sălăjeni au efectuat anul acesta aproximativ 1000 de controle. Au constatat peste 5000 de nereguli și au aplicat amenzi în valoare de peste 1 milion de lei. Pe partea de avizare-autorizare, ISU Sălaj a primit în primele 9 luni din acest an 84 de solicitări de emitere a vize de securitate la incendiu, din care 25 au fost respinse. De altfel, mai multe unități de învățământ din județ se încadrează în categoria imobilelor pentru care nu s-a putut acorda un astfel de aviz. Pe linia avizării-autorizării, inspectoratul nostru a primit documentația specifică de la cei în drept. În urma acestei analize, documentații specifice, aproape un sfert din avize nu au putut fi emise sau autorizații datorită problematicii în documentațiile specifice. În primele 9 luni din acest an, ISU Sălaj a efectuat aproximativ 1000 de controle de prevenire la unități administrativ-teritoriale, obiective de investiții, instituții și operatori economici. Au fost constatate aproape 5600 de nereguli, din care în jur de 1000 au fost soluționate pe loc cu ocazia controlelor. Au fost aplicate peste 4300 de sancțiuni contravenționale, din care 435 au fost amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei. Aș vrea să știu dacă autorizații pentru securitate la incendiu și noi am promis că anul ăsta mai rezolvăm din ele cel puțin 10, dacă știi să ne spui ceva, dacă ele s-au mai autorizat câteva unități școlare. S-au autorizat, deci vin cu documentații specifice. Sigur că prin programele, pentru că prin programele naționale derulate se fac anumite investiții la școli și ca atare cresc numărul acestor unități care au nevoie de autorizație, pentru că în condițiile în care se fac anumite investiții, automat această instituție intră iarăși sub și necesită avizul sau emiterea avizului sau autorizație de securitate la incendiu și ca atare nu putem avea nu ne putem axa după un număr.